În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, așa cum ați aflat sau cum bine știți, la 1 septembrie începe anul nou bisericesc. Concentrați-vă din spate mai în față ca să vi se pare că auziți mai bine și să fiți mai atenți. Primul praznic împărătesc în salba praznicelor împărătești începe cu Maica Domnului, este praznic al Maicii Domnului, praznic împărătesc al Maicii Domnului, adică nașterea născătoare de Dumnezeu. Iar ultimul praznic din salba praznicelor împărătești este tot al Maicii Domnului și se numește praznicul adormirii născătoare de Dumnezeu. Deci, în momentul în care ne uităm într-o icoană ortodoxă, Iisus Hristos este lângă Maica Sa, ca pruncă în brațele ei, ori la ce icoană ne vom uita cu Mântuitorul Iisus Hristos, în preajma Lui vom vedea pe Maica Sa. Deci, iată un semn prin care cele două praznice acelor două categorii de praznice, praznice împărătește ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului, se împletesc una cu alta. Și chiar și în crugul anului bisericesc, în momentul în care vedem că este postul adormirii Maicii Domnului, observăm că un praznic împărătesc este al Mântuitorului, și anume schimbarea la față. Ceea ce arată împreună lucrarea. Maica Domnului a schimbat fața lumii prin cuvântul fie mie, iar Mântuitorul Iisus Hristos a schimbat fața lumii prin cuvântul iartă-i Doamne că nu știu ce fac, adică jertfa crucii din dragoste și iubire supremă. Dacă ne ducem în postul mare, care este postul principal al Mântuitorului sau postul patimilor Mântuitorului, vom vedea și acolo aceeași întâmplare. Mântuitorul Iisus Hristos, prezent în praznicul intrării în Ierusalim și al Învierii și praznicul Bunevestiri, prezența Maicii Domnului în acest post al Mântuitorului, ceea ce înseamnă că împreună lucrează. Și aici din nou descoperim o Maică și Fecioară care primește pe cuvântul întrupat prin cuvântul fie mie și întâlnim un Hristos care restaurează în chip îndumnezeit omul căzut și îl duce la starea cea din tâi tot printr-o întrupare, dar mai mult harică decât prin ființă. Toți sunteți Dumnezei și fie ai Celui Preanalt. Praznicul de astăzi este și el minunat prin două lucruri, zic eu, deosebite sau nefirești sau mai presus de fire. Dacă vom căuta toate viețile Sfinților sau vom căuta toți oamenii sfinți din Vechiul și din Noul Testament, vom vedea cu precădere că liturgice și pomenite în Sfânta Liturghie sunt doar două nașteri. Nașterea prorocului și botezătorului Ioan, cel ce stă de-a stânga Sfintei Treimi, înainte și mergătorul Domnului ce pune mâna în capul lui Dumnezeu, și vom vedea nașterea Maicii Domnului, cea care poartă în pântece pe Dumnezeu. Deci, iată, două nașteri deosebite. Dar ce au în plus aceste nașteri și de ce au trebuit sărbătorite liturgic? Au nefirescul lucrurilor. Zaharia, fiind de rând la templu, vede un arhanghel care îi spune, femeia ta stearpă și bătrână fiind, va naște prunc, și a spus, păi, prin ce pot eu să te cred că tu ce spui poate fi așa? Iisus, voi da o semn, vei rămâne mut până nu vei vedea minunea cu ochi. Ați văzut? De data aceasta, Ioachim spune mai departe viețile Sfinților și istoriile bisericești ale Vechiului Testament la Iosif Flaviu și la Egesip, că în momentul în care a primit vestea zămislirii Sfintei Ana, că o să vedeți ce înseamnă, ați văzut că este și în calendar sărbătoarea, zămislirea Sfintei Ana. În momentul ce a primit vestea zămislirii Sfintei Ana, primul lucru care l-a făcut, a luat vreo 10 mei, vreo 12 viței, vreo 100 de oi și a plecat la praznicul din Ierusalim, deci la cetatea Ierusalimului, la scăldătoarea oilor, unde aveau și aproape de Ierusalim casă și a dus toate acelea de jertfă și de mulțumire Domnului, deci a crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Și cum a luat ființă acest praznic? În biserică îl sărbătorim după primele două sinoade ecumenice
de secolul 4 și respectiv secolul 5, papistașii sau religiile catolice neocreștine, ei le sărbătoresc după secolul 6, preluate de un papă de-al lor, pentru că și ei au cinstirea Maicii Domnului, numai că spre deosebire de noi, ei au o defecțiune dogmatică, Imaculata Concepție, că Maica Domnului s-ar fi născut din Duh Sfânt, cum s-a născut Iisus. Nu. Ana l-a cunoscut pe Ioachim, trupește, bătrân fiind, exact cum se culcă soțul cu soția când fac prunci. Și la ei se numește supravenerarea Maicii Domnului, sau mai au și acel cult al Imaculatei Concepției. Deci, puțină exagerare, dar este vorba tot de respectul față de Maica Domnului. În momentul în care Ioachim și Ana erau oameni și drepți și temători de Dumnezeu, cum va arăta Sinaxarul și cum va arăta Mineu și toate cărțile de slujbă, veți vedea că ei au venit să aducă jertfă la templu. Ce era ziua de jertfă la templu? La 1 septembrie anul bisericesc începea sărbătoarea Cortului, sau un fel de odihnă iudaică, în care ei veneau și aduceau jertfe pentru păcatele poporului. Și a venit și Ioachim și Ana să aducă jertfă, iar arhiereu Isahar, neținând cont de speța celor doi, Ioachim era din neamul lui Iuda pe linia lui David, deci era din neam împărătesc, Ana era din neam preoțesc și ea nu era oricine. Pentru că așa s-a și întâmplat în momentul când s-a făcut căsătoria acestor drepți dumnezeiești, părinții Achim și Ana, pronia divină a rânduit ca toată speța să meargă pe neamul lui David, așa cum se spune în Evanghelia neamurilor lui Iisus Hristos. Și în momentul când s-au apropiat de ușa altarului, când veniți voi cu prescura și cu lumânarea, prima ocară a fost aceasta, de aceea ați uitat că sunteți consemnați, că sunteți lepădați, că sunteți spurcați, că sunteți necurați, că sunteți blestemați. Ce căutați voi la templu? Cu jertfă. N-aduceau prescuri, aduceau probabil carne de dobitoace sau dobitoace de jertfă. Și a spus, plecați de aici. Sunteți blestemați că n-ați adus sămânță în Sion. Ioachim a luat un munte la oi, ceea ce numim noi astăzi Râul Cedrilor sau Valea Hozevei, tocmai la peștera lui Ilie Jezuiteanu. Iar Ana s-a dus în grădină să se roage și și-au făgăduit cumva în sinea lor unul altuia că nu vor lăsa rugăciunea înaintea lui Dumnezeu până ce Dumnezeu nu le va da un semn. Și semnul a și sosit. În vremea în care Ioachim s-a rugat 40 de zile, spune istoriile, cu sârguință și cu lacrimi, s-a arătat Arhanghelul și i-a spus așa, nu te teme, Ioachime, rugăciunea ta a fost ascultată la Dumnezeu, veți avea o odraslă. Asta este termenul. N-a spus că băiat sau fată. În momentul când a venit îngerul în aceeași clipă la Ana în grădină și i-a spus, Ana, rugăciunea ta a fost ascultată, în clipa următoare, ei s-au întâlnit, spune că la casa de lângă scăldătoarea oilor, s-au cunoscut trupește după semnul Arhanghelului și ea a rămas însărcinată cu Maica Domnului, a zămislit pe pururea și preasfânta Fecioară Marie. Odată întâmplat evenimentul, ce avea să se petreacă? Nașterea. Era și firesc, după cum arată și cronicile, că în Ierusalim ar fi existat încă din cele mai vechi timpuri, chiar de la încă de la anul imediat 1, ar fi existat, dacă vreți ca să spun așa, biserici care deja prăznuiau sărbătoarea Sfintei Ana, zămislirea Sfintei Ana, nașterea Sfintei Ana. Deci praznicul este foarte vechi, nu este o închipuire în Scriptură la Evanghelia de astăzi. Nu se vorbește despre lucrul acesta. Aceasta găsim în prologe la Simeon Metafrastul, care ce face? Vine și ne consemnă din istoriile vechi iudaice și cum este și viața Maicii Domnului după Proto-Evanghelia lui Iacov, exact cum s-au petrecut evenimentele. Dar în Scripturi ne este dată acea Evanghelie cu Marta și Maria, care este simbolică ce? Vredniciei Maicii Domnului, despre care vom vorbi imediat, și despre vrednicia Mariei ce stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Vrednicia Mariei care stătea jos la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui nu este valabilă numai în cazul Anii. Este valabilă și în cazul Elisabetei. Este valabilă și în cazul Sarei.
Și cine este Sara? Este o femeie din Vechiul Testament mai în vârstă decât Ana. Care ce a făcut? În timp ce era cu Avram, soțul ei, și era mâhnită că n-aveau prunci, s-au trezit într-o zi la ușa lor cu trei tineri și după ce a hrănit, a spus, Sara, femeia ta va rămâne grea, iar la anul, pe vremea aceasta, vei avea un fiu. Deci i-a prorocit exact Epifania Sfintei Treimi, cei trei tineri, în chipul Sfintei Treimi, care au stat la masă și au mâncat. Sara a început să râdă, iar Avram, mai îndoielnic, a spus așa, eu vreau un semn. Și știți semnul. Avrame, fiii tăi vor fi mai deși ca stelele cerului și ca nisipul mare. Deci iată ce a ieșit din Isaac și din Iacov și din toate cele 12 seminții ale lui Israel. Întorcându-ne la Ioachim și Ana, vom vedea că nașterea este nefirească. Deci pentru prima dată se pune în vedere ce? Zămislire și naștere prin puterea mai presus de fire a Duhului Sfânt sau zămislire nefirească. Sunt și în biserica noastră ortodoxă astăzi femei care după ani și îndelungă străduință, după căsătorie, neavând copii, apelează la rugăciunea bisericii, apelează la dezlegări, la liturghii, la împărtășit, la maslu și la toate celelalte mijloace necesare, și apoi rămân însărcinate. Este aceeași binecuvântare pe care a primit-o Ana Vechiului Testament atunci când a zămislit pe Fecioara Maria, numai că spre deosebire de sfinții drepți dumnezeiești părinții Achim și Ana, cocoanele de astăzi au mult mai multe aturi la dispoziție. Există un ecograf, există un medicament, există hormoni, există spital, există doctor, există verificări 4D, 6D, 9D, celioscopie și așa mai departe. Și tehnica este foarte modernă. Dar pe vremea când pășteai oile și îmblai cu toiagul în urma caprelor prin pietre de pustii ale Ierusalimului, să ai atâta nădejde în Dumnezeu, încât Dumnezeu să te asculte, era cu adevărat o binecuvântare. Și ca drept dovadă că uneori se biruiește rânduiala firii, au fost și cazuri firești când femeia s-a dus să facă în seminarea aceea în vitro și nu s-a prins. A venit acasă și s-a rugat, a postit, a mers la maslu, s-a ținut de rugăciuni și a rămas gravidă din firescul lucrurilor. Deci acolo, într-adevăr, a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci nu este o minune oarecare, ci este o minune normală, firească, posibilă de trăit, posibilă de atins, dar cu circumstanța ce? Cu circumstanța dorinței de a avea prunci și de a înțelege rolul acesta imperial, ce înseamnă binecuvântarea copiilor peste casa părinților. Adică să-ți dorești cu adevărat să ai acest onorific și Dumnezeu titlu de mamă care nu se dă oricărei femei. Deci unele pot fi lipsite de acest titlu. Iată Sfânta Ana pentru asemenea, dar a spus așa, orice vom naște vom dărui bisericii. Și într-adevăr, la 3 ani, prunca și Fecioara Maria a fost dusă în templu, luată de Zaharia, dusă în Sfânta Sfintelor, hrănită de îngeri. De ce vă spun toate acestea? Ca să vedeți cât de interesant a urmat toate celelalte acte până în planul mântuirii. Acolo, în Sfânta Sfintelor, Fecioara Maria nu stătea cu jucării. Nu stătea și o plimba cineva de mână prin parc. Nu. Ci de micuță învăța scripturile și cel mai important lucru consemnat de Sfântul Ioan Damaschin, deși avea 3 anișori, unii contestă scrierile și spune că ar fi anumite supraelogieri la adresa Maicii Domnului, dar nefundamentate testamentar, pentru că nu sunt scrise în scriptură, dar Sfântul Ioan Damaschin, Roman Melodu și alți scriitori arată clar că la 3 anișori, în timp ce suia cele 12 trepte ale templului lui Zorobabel, Maica Domnului spunea fiecare psalm la fiecare treaptă. Deschideți Catisma 18 în psaltire și veți vedea că scrie psalmii treptelor. Ei, Maica Domnului știa pe fiecare și la fiecare treaptă, s-a smult singură din mâinile părinților, a urcat pe fiecare treaptă spunând rânduiala, exact cum spune preotul la ușă. Intra voi în biserica ta, închina voi în casa ta.
când ajunge în mijlocul bisericii, în mijlocul bisericii te voi lăuda, când ajunge sub policantru, trimite Duhul Tău cel Sfânt și binecuvintează, deci toate rugăciunile, intrarea sub milostivirea Ta, la izvorul milei căzând și așa mai departe. Deci Maica Domnului știa tot acest ritual, deși avea numai 3 ani și îl spunea pe din afară. Deci urca treptele spunând psalmul. Mai mult decât atât, deci mai mult decât atât, cât timp a stat în templu, pe lângă faptul că cerceta scripturile și cunoștea foarte bine scriptura, spun imnografii și scriitorii bisericești creștini că se ruga în templu ca fecioara din care se va întrupa Fiul lui Dumnezeu, Mesia, cel ce avea să vină, să fie păzită de Dumnezeu și să n-aibă ispite, neștiind că de fapt se ruga pentru ea. Și în același timp, se ruga ca ea să poată fi o bună slujitoare a acelei femei de va fi să o cunoască și de va fi aleasă acea fecioară să nască pe Iisus, pe cuvântul întrupat, ea să poată să slujească acelei femei. Deci era într-o pururea smerenie, era într-o pururea trăire. Și de unde știm lucrul acesta? Ne arată Sfântul Ioan Damaschinul că ce făcea? Venea îngerul și o hrănea cu cupa cu mană. Unde mai întâlnim același gen de hrană? Îl întâlnim la Ioan Botezătorul în pustie, când Ana adorme la un an de zile, este îngropată de înger, iar în locul îngerului vin îngerii lui Dumnezeu, în locul Anei, și îl hrănesc pe pruncul mic cu mană cerească și mai mult decât atât îl învață toate legile Scripturii. Iar Fecioara purul contempla, iar în canoanele, în Bogorodișna Maicii Domnului, pentru cei care o mai citesc sau știu de ea, spune așa, o minte heruvimicească și serafimicească, care ai întrecut cu mintea heruvimii și cu gândirea serafimii. De ce? Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii. Deci iată ce laudă înaltă îi se aduce Maicii Domnului. Și mai mult decât atât, cum o lăudăm noi în Paraclis și spunem, Fecioară mai înaltă decât cerurile, din ce cauză? Ea nu stă între cetele îngerești, ci este arhistratega oștilor cerești. Este întâia stătătoare între sfinți. Este împărăteasa cerului și a pământului. Deci de atâta vrednicie și har s-a învrednicit Maica Domnului când? În momentul în care la 15 ani, gândiți-vă, la 15 ani, când noi spunem, lasă-i că-s copiii, nu știu ce-i cu ei, nu e adevărat. La 15 ani, nici 15 ani, că a stat vreo 12 ani și jumătate în templu, aproape 13, deci ce a reușit îngerul să facă? Să vină din cer în fața Fecioarei, să se sfiască și să se cutremure, să se închine și să se aducă stâlpare, iar ea cu o smerenie nemai întâlnită îi spune, zice, ce îmi vii mie cu înșelări ca Levi oarecând? Ce vii să-mi vestești mie de nuntă când nu știu de bărbat? Ce vii să-mi vestești mie o înșelare ca mai de demult? Și îngerul îi spune, bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Și de fapt ce se petrecea aici? Se petrecea nunta tainică despre care spun Sfinții Părinți în Filocalie și despre care vorbesc mare așteță în rugăciunea lui Iisus în mistica înaltă, despre ce? Despre logodirea inimii cu Hristos în rugăciunea cea înaltă mai presus de fire și gânditoarea minții. Când trecem de la extaz, la uimire, la vederea duhovnicească. De fapt, ce se petrecea între dialogul dintre îngeri? Cine era de fapt îngerul? Era mesagerul cerului care venise să unească prin taina nunții tainice pe cine? Pe mireasa tatălui cu tatăl. Pe tine te-a ales, spune David în psalmi, și să cântă aseară la poleleu. Uită, fiică, poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Nu era vorba de sprâncene cum sunt aranjate sau rimelul cum este pus sau cum stă frizura, nici vorba. Era vorba de frumusețea interioară a Maicii Domnului, care era de o curățenie care spune, zice, mai curată decât strălucirile soarelui. Deci soarele dă cu raza și în locuri murdare și în locuri curate. Ei, mintea Maicii Domnului nu s-a întinat niciodată de aceste gânduri murdare, de aceste atingeri care noi le numim trupești și pământești. Deci Eva cea nouă,
trăia după harul și cinstea care ar fi trebuit să trăiască Eva, cea veche strămoașă. Deci ea trăia în jurul pomului vieții cum a trăit Eva în rai. Asemenea trăire înaltă avea, incoruptibilă și incomparabilă. De ce? Bucură-te cea plină de daruri. Și aici Maica Domnului își câștigă cele două atribute. Nestricăciunea, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Deci iată ce frumos ne confirmă troparul. Și doi, nemurirea. Pentru că ea nu moare, ci adorme. V-am spus, moartea este pentru păcătoși. Adormirea este pentru credincioși. Când spui, a dormit robului Dumnezeu Ioan, alții vin și spun, a murit tata. E mort, că era mort și viu, nu numai mort. Deci, a adormit în Dumnezeu, săvârșindu-se la cereștile locașuri. Și cum spune, mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Deci iată ce fel de înviere. Fiul vine și înviază cu Duh de, cu Adam cel de pe urmă, cu Duh dătător de viață, iar Maica Domnului vine și înviază prin har. Și cum știu lucrul acesta? În clipa în care a închis ochii la adormire, i-a deschis pentru lumea cealaltă. Și de unde știm că i-a deschis? Uitându-ne în spate, unde e epitaful în spatele vostru, cu îngerii și cu apostolii veniți pe norii cerului, ce vedem? Cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu în sufletul Maicii Domnului, pentru că era de datoria lui Iisus Hristos să-și respecte cele două cuvinte date față de Maica Domnului. Femeie, ceasul meu n-a venit încă. Și atunci Maica Domnului s-a înspăimântat de această taină și deși era mama lui Iisus, n-a făcut cum fac femeile azi. Cum, fiule, dar nu m-a spus tu pe mine, dar acum încalci mie cuvântul? Nu. S-a adresat mulțimii imediat printr-o corectitudine uimitoare și pentru toți care erau adunați la nunta din Cana Galilei a spus un cuvânt care este imperial între toate cuvintele Scripturii. Faceți tot ce vă va spune El. Deci iată ce predică condensată și plină de esență. Faceți tot ce vă va spune El. Ei, cuvântul tot înseamnă de la naștere și până la moarte, de la mucenicie și până la mărturisire, tot. Și atunci, în clipa respectivă, Iisus Hristos și-a îndeplinit cele două îndatoriri primite în cadrul sfatului Sfintei Treimi, mântuirea omului și ridicarea din păcat și doborârea iadului și legarea morții, dar mai rămăsese un lucru. După ce s-a pus cu Tatăl pe scaun, toate umplându-le celea ce e necuprins, și-a adus aminte de cine? De toți cei ce au lucrat, ca așa se spune întotdeauna, ca a doua zi după sărbătorile mari, după Sfinții Apostoli, soborul Sfinților Apostoli, după naștere, părinții Dumnezeu după trup ai Mântuitorului, după aceea soborul Maicii Domnului și așa mai departe. De ce? Sunt toți care au lucrat la planul de mântuire al lumii. Și ce și-a adus aminte Iisus? Am o maică. Acea maică m-a purtat în pântece. Trebuie să-i acord respectul care se cuvine. Și atunci, pe lângă faptul că și-a asumat două răspunderi deodată, și-a asumat-o și pe a treia. Știți care a fost prima răspundere? În momentul în care Maica Domnului a fost expusă lumii ca fecioară curată și micuță fiind, gravidă lângă un bătrân de 90 de ani, cum era dreptul lui Iosif, ce spune Scriptura? Și Iosif n-a cunoscut-o pe ea până când a născut pe cel unu născut. Ce înseamnă că după aia a cunoscut-o? Nici vorba, bar n-aveți termenul. N-a cunoscut cât e de sfântă. Abia atunci și-a dat seama de ce taină mare este vorba când a văzut fecioară înainte de naștere, fecioară în naștere, fecioară după naștere. Și s-a spăimântat când n-a înțeles și a vrut în ascuns să o lase, dar n-a vrut să o vădească crezând că e o înșelare ceva, s-a arătat îngerul și i-a spus, Iosife, nu te teme, a luat la tine pe Maria. Ceea ce are întrânsa este de la Duhul Sfânt și s-a liniștit pe loc dreptul Iosif. Deci era planul de mântuire al lui Dumnezeu. Ei, aceasta a fost prima, dacă vreți, mucenicia Maicii Domnului. A fost
primul test de fidelitate față de Dumnezeu, să te expui ca o tânără fecioară, gravidă, când legea spunea clar, cine a săvârșit adulter să o moară cu pietre. Nici măcar n-avea cununie, era logodită cu Iosif. Era doar o logodnă ca dracu să nu cunoască taina fecioriei. Era tot în tainele Dumnezeirii intrate. A doua care și-o asumă Mântuitorul Iisus Hristos, asupra Maicii ca primejdie, este drumul crucii. Ce au făcut apostolii? S-au împrăștiat ca poternichele. Ce au făcut mironosițele femei? Au mers cu mâsiele cicălitoare și obositoare, plângând în urma Mântuitorului și în urma crucii, dar însoțind-o pe Maica Domnului. În momentul în care Iisus a văzut jalea, ca să le încurajeze și să le dea primul elan de bărbăție, s-a întors către ele și a spus: fiice ale Ierusalimului, plângeți-vă pe voi, nu pe mine. Deci cumva a vrut să curme suferința Maicii Domnului, să-i arate că este vorba de o suferință cu scop, cu esență, cu substrat. Venind apoi momentul crucial al baterii în cuie, cine mai putea să rămână lângă Maică? Cine mai putea să rămână lângă cruce, afară de Maica Domnului, care era mama, care în orice primește sau orice își bagă capul, pentru că așa e o mamă, să duce oriunde pentru fiul. În momentul în care ajunge la cruce și Iisus deja e răstignit și îi curge sângele, el se îndreaptă spre apostolul iubirii Ioan și îi spune: fiule, iată mama ta. Și apoi se întoarce cu aceeași tărie de caracter și îi spune: mamă, iată fiul tău. Deci, voi apostolilor, aveți biserica cea vie, iar tu, biserică, pe ei te sprijinești. Plecarea mea e în altă lume. Dimensiunea mea este de altă dimensiune. Și în clipa în care Maica Domnului a văzut prima înviere, stând lângă mormânt și priveghind în noaptea răstignirii, și a văzut lumina cea mare, a fost prima care s-a bucurat de înviere, a fost prima mângâiere, dar mai rămăsese una, despărțirea fiului de mamă. Cum putea fi aceasta? El înălțându-se la cer, dar lăsând-o nădejde. Ați văzut ce frumos? Iisus a lăsat două legi stricte. Nu vă depărtați de la Ierusalim până nu vă îmbrăcați cu puterea de sus. Deci de aici vine mânghietorul. De aici vine viața, din mormânt a răsărit. Și apoi le spune: pe cum veți vedea pe fiul omului suindu-se, așa se va și coborâ sau pogorâ pe norii cerului. Și când o face aceasta, despică cerul la adormirea Maicii Domnului, trimite rapid pe arhanghel, vine și ia sufletul în brațe și încântări de îngeri unde îl duce de-a dreapta Sfintei Treimi, să nu calce cuvântul cui? Strămoșului și împăratului David, unchiul și străbunicul și străneamul lui și rădăcina lui, care a spus așa: stătuta împărăteasa, deci iată ce nume i-a dat Maicii Domnului, stătuta împărăteasa, de-a dreapta în haină de aur, prea înfrumusețată și în lanțuri de aur împodobit, adică în virtuți. Și unde a stat? A stat de-a dreapta tronului Treime, așa cum stă și azi, și se roagă pentru noi păcătoși și pentru a noastră mântuire și pentru păcatele noastre. Unde o găsim atât de frumos lăudată? Unde o găsim atât de frumos înălțată pe Maica Domnului, dacă nu în corurile de îngeri, care în timp ce urca cu Mântuitorul ceată de ceată, pentru că de acum erau stabiliți deja de la înălțare în har, ce cântau îngerii? Pe pământ să știa așa: cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare Dumnezeu, cea purea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Și acum vin îngerii și cântă pe mai departe, așa cum se va descoperi la Acționestin în Athos, peste începutul creștinismului, cântarea finală, cum este acționul întreg Maicii Domnului închinat și spus de îngeri. Îngerii ce cântau? Nu mai cântau Sfânt, Sfânt, Domnul sau altul. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Deci iată, cuvântul cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Ce este Hristos? Adevărul, calea și viața. Ce este Maica Domnului? Este lumina adevărului.
este calea adevărului, este adevărul adevărat. Ce este Maica Mielului? Este porumbița lui Noe, este scara lui Iacov, este muntele cu umbra deasă, este lâna lui Gedeon, este spicul nearat, este năstrapa de aur, este sfeșnicul cu șapte lumini. Toate închipuirile Vechiului Testament care o preînchipuiesc pe Maica Domnului, iar Ioan Damaschinul spune clar. În momentul în care îngerul vorbea și vestea întruparea Fiului, de fapt se făcea logodna Marelui Mire Ceresc, Dumnezeu cu pământul, era împăcarea făpturii văzute cu făptura nevăzută și cu Creatorul. Mireasa Tatălui, Maica Fiului și Biserica Duhului Sfânt. Și cum o găsim pe Maica Domnului? Bucură-te, Biserică Sfințită și Rai Cuvântător! Bucură-te, vița strugurilor celui de taină! Nu vă repet eu acum că atestul bune vestit, spuneți-mă la cel citiți. De ce vă spun acestea? Ca să înțelegeți că odată cu pogorârea darurilor, bucură-te cea plină de daruri, Maica Domnului și-a păstrat aceste calități îndumnezeitoare pe care le au astăzi într-o mică măsură, nu totală, Sfintele Moaște. Neputrezirea, nemurirea și harismă. Dar la ea nu mai era vorba de harismă. S-a demonstrat că era plină de har prin semnele pe care le-a făcut chiar în clipa adormirii, când păgânul a vrut să răstoarne respectivul catafal, cortegiul de mormântare și arhanghelul i-a tăiat mâinile. Iar apostolii din respect și dragoste creștină, pentru că dragostea iartă, nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale, nu ține minte rău, toate le crede, toate le iartă, toate așa, ce a făcut? A pus mâinile la loc și când le-a atins de trupul Maicii Domnului și de sicriu, s-au cusut ca și cum au fost la loc. Și cui i s-a mai întâmplat lucrul acesta? Marelui scriitor Ioan Damaschin, cel care a scris imnele de laudă la Maica Domnului, și cel care în momentul când era începător într-o mănăstire a dat peste un călugăr de ăsta bătrân, necioplit, fără școală, dar temător de Dumnezeu. Și a zis, cum să te primesc eu pe tine, ucenic, când tu ești tobă de carte? Când tu ai scris atâtea cântări, ai scris atâtea scrieri, când tu ai o minte atât de pătrunzătoare, nu poți să fii ucenicul meu. Și bătrânul ăla ursuz și v-am spus necioplit, îi spune, las că-l iau eu pe ăsta, scot eu din el călugăr bun. Și i-a spus așa, băiatul, ai venit să te faci călugăr, prima hotărâre este să-ți stai voia. Nu mai scrii de azi înainte nimic. Și n-a mai scris Sfântul Ioan Damaschin nimic, dar murind un frate în mănăstire și fiind nevoie de o melodie umilincioasă, aceea care o cântă preoții pe la mormântare când mănâncă pește și văd oasele în farfurie, nu în țărână și în groapă, m-am uitat în urmă și am văzut oase goale și țărână, cine e ostașul, cine e împăratul, acel tropar. Sfântul Ioan Damaschin l-a scris frumos pe 8 sau un 5, așa pe un glas umilincios, și fratele respectiv îl cânta pentru părintele lui. Și a intrat bătrânul ăsta ursus și a zis, de unde știi tu cântarea asta așa frumoasă? Păi fratele Damaschinul, zice, mi-a făcut-o. A scris fără știrea mea. Și s-a dus la el și a spus, acum îți iei bagajul, pleci de la mine din chilie, dacă vrei să te iert, toate veceurile mizerabile din mănăstire, toate tu le speli, tu le cureți, tu grijești de ele. Și în fiecare seară dormi pe pragul ușii la chilie, tu nu mai intri în casa mea până nu vine Duhul Sfânt la tine. Cum ți-ai permis să scrii fără rânduiala mea? Și noaptea pe când bătrânul dormea, s-a arătat Maica Domnului și i-a spus, de ce oprești izvorul meu să scrie și să laude ceea ce alții nu pot, nu știu și nu vor face niciodată? Și atunci s-a sculat bătrânul, a făcut mătania frumos cuvenită Sfântului Damaschin și i-a spus așa, de astăzi înainte, tu ești povățuitorul meu, dar aceasta cu descoperire de la Dumnezeu și nu de capul tău. Și s-a plecat bătrânul și i-a devenit ucenic și a început Damaschin să scrie tomuri întregi despre Maica Domnului, ceea ce găsim noi menționat pe la Simeon Metafrastu, ceea ce găsim menționat prin scrierile despre Maica Domnului, în imne bizantine, în imnografia Maicii Domnului, a cântărilor creștine, în canoanele Maicii Domnului,
Cei mai moderni le contestă, eu ca drept metafore și hiperbole, dar avem suficienți raționaliști, nu asta e problema. Însă Ioan Damaschin a simțit și a scris ceea ce a trăit. Și se spune că în momentul în care a fost prins de saracini și s-a tăiat mâna, de ciudă că scria contra păgânismului învățăturile creștine, au agățat-o într-o piață. Și s-a arătat Maica Domnului, ea cum era uscată mâna. Și i-a spus, du-te și ia-ți mâna înapoi și pune-o, că te vindec eu. Și s-a pus mâna la loc și s-a prins și a rămas așa un cer, un semn. Și de atunci întâlnim noi acea icoană cu trei mâini numită Trihirusa sau Damaschinisa, deci icoana Maicii Domnului, care l-a binecuvântat pe Sfântul Ioan Damaschin, marele scriitor de cântări. De ce v-am amintit aceste lucruri? Ca să înțelegeți că Maica Domnului nu e un personaj venit din SF sau de pe vreo planetă, sau fi vreun extraterestru din altă lume, că în mintea și în conceptul multora chiar a spus odată cineva, o, dar ce eu mă pot compara cu Maica Domnului? Nici vorbă, dar poți să o emiți. Dar ce? Ea a fost aleasă să fie așa. A fost aleasă din două motive. Și aici mă opresc, aici am și vrut să ajung. Mai avem timp. Unu, pe când a spus Iisus că Maria partea cea bună și-a ales și tu, Marto, Marto, te silești și de multe te grijești, o băbuță din popor, o femeie simplă, a ridicat glas mare și a zis: fericit pântecele ce te-a purtat și sânii la care ai sub. Și dacă eu concentrez acum această învățătură, întreb ce înseamnă aceste cuvinte, cine le poate tâlcui? Vi le spun tot eu, sunt luate din cărțile de predici, din gândirea mea. Fericit pântecele care te-a purtat, este vorba de mamele sfinte. Filaret al Moscovei a spus așa: dați mame bune și vom avea duhovnici buni. Iar dacă vom avea duhovnici buni, vom schimba fața lumii. Deci iată de ce e fericit pântecele ce te-a purtat. A fost fericită Maica Domnului că s-a născut din Ioachim și Ana, nu din femei cu 20, 15, 7, 10, 18 întrerupe sau 40, ci s-a născut din oameni curați, drepți, dumnezeiești. Aia e taina. De aia e fericit pântecele care a purtat-o. Deci în esență, de fapt, ce descoperim? Că familia creștină în Dumnezeu și în păzirea poruncilor lui naște sfinți. Nu o să iasă dintr-o destrăbălată și un golan sfinți. Niciodată în veci și în pururi. Asta să ne iasă bine din cap. Prin botez se spală și păcatul trupesc, și păcatul adamic, și păcatul zămislirii în fără de legi, tot. Dar nu stau harismele. Sfântul Vasile cel Mare s-a născut dintr-o mamă sfântă. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut dintr-o mamă sfântă. Sfântul Grigore cel Mare s-a născut dintr-o mamă sfântă. Sfântul Ioanichie cel Mare dintr-o mamă sfântă. Sfântul Paisie cel Mare dintr-o mamă sfântă. Sfântul Ilarion cel Mare dintr-o mamă sfântă. Sfântul Eftime cel Mare dintr-o mamă sfântă. Sfântul Teodosie cel Mare dintr-o mamă sfântă. Deci iată care este la bază sfințenia pântecelui. Altarul de viață al lumii. Ce este femeia dacă nu viață? Ce este femeia dacă nu ușa vieții? Mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții. Deci ăsta este modelul care trebuie să-l luăm noi de la Maica Domnului. Să n-aveți impresia că s-a născut, a fost pusă în catifea, într-o cutie cu vitrină, a fost atămâiată și de acolo încolo era Maica Domnului. Nu! A suferit și fuga în Egipt, a suferit și foamea, a suferit și rușinea, a suferit și umilința, a suferit și frigul, a născut într-o peșteră ca ultima sărăntoacă, a stat cu copilul înfășat în scutece rupte din poalele ei, că era săracă și lumea nu putea primi, că nu putea lumea să primească ce nu-i al său, și nu mai mult decât atât, a suportat îndurarea și umilința martirizării Fiului lui Dumnezeu de cânoșia lumii și de răutatea iudaică care nu suporta binele suprem, și s-a dus până la cruce întrebându-l: cum mori o Fiul meu prea dulce, Dumnezeu fiind? Ca să vadă după aceea bucuria învierii și să audă cuvintele vieții celei veșnice,
când i s-a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine, astăzi vei fi cu mine în rai. Și atunci Maica Domnului s-a liniștit știind că acela e Fiul lui Dumnezeu. Și când a spus ferice de sânii la care ai subt, luați-l pe Părintele Stăniloae care face pe această frază o întreagă temelie. Și de ce să leagă? Să leagă de cuvântul care spunea în Scriptură. Iar pruncul sugea la sânul Maicii și creștea și se întărea cu Duhul. Dacă Maica Domnului era Rai Sfințit și Biserică Cuvântătoare, ce era Fiul ei? Era Dumnezeu. Și ce era Fiul ei? Era pruncul de la sân. Și ce sugea pruncul de la sân dacă ea era plină de daruri? Duh Sfânt. Deci pruncul Iisus se hrănea cu lapte, pruncul biologic suprem, iar Dumnezeu, firea îndumnezeită, ținea legătura prin Duhul Sfânt. Deci, de fapt, ce a făcut Iisus Hristos? Ce a făcut Iisus Hristos? În comuniunea Lui cu Tatăl, exact cum ai avea un racord cu două, cu un cod, dintr-o parte ai un robinet și dintr-o parte un robinet, aici era Tatăl care avea vărsarea Duhului Sfânt, care de la Tatăl purcede, și de aici era Fiul care se născuse din sânurile Tatălui. Și prin ce comunicau? Prin Duhul Sfânt. Pe unde trecea Duhul Sfânt? Prin Maica Domnului. Pe unde ieșea în Iisus Hristos pruncul îndumnezeit și mic la sân? Prin sânul și prin laptele pe care îl sugea. Și ce spune? Pruncul creștea și se întărea cu Duhul. În Maica Domnului Ocrotitoarea. E un articol teologic foarte frumos. De ce v-am spus toate acestea? Ca să vedeți că Ilie Miniat, care a fost un mai înalt trăitor și un mai mare scriitor bisericesc și sfânt episcop de Calavitrea, n-a știut cum să o laude pe Maica Domnului și a spus: ești mai frumoasă decât Afrodita, decât Venera, decât Venus. Pomenea toate zeitățile grecești. Și la urmă spune, zice: tu ești cea mai frumoasă dintre toate. Tu ești zorile dimineții mântuirii. Și întreabă el: cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată. Deci cine stătea? Dumnezeu stătea în Fecioara Maria și o făcuse una cu Dumnezeu. Deci nu după ființă, după ființă trime, dar după har, Maica Domnului avea puteri îndumnezeite. Și atunci era împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată. Iată, aceasta s-a născut astăzi din drepții dumnezești părinții Achim și Ana, și de aceea cerem tuturor mamelor să-și pună în minte două lucruri. Pântece binecuvântat ca al Anei, ca al Sarei și ca al Elisabetei, sâni curați ca ai Maicii Domnului. Nu după formă și mărime, după Duh. Și din trânsii să curgă laptele mântuirii acestui neam prin copii sănătoși, prin fetițe sănătoase, prin călugări sănătoși, prin monahii sănătoase, prin slujitori vrednici, pentru că noi nu suntem altceva decât o veșnică liturghie, o cosmică liturghie în care prescurile pe care le folosim sunt proprii noștri copii și suntem proprii noștri jertfitori și liturghisitori, pentru că ceea ce dăm bisericii, aceeași avem. Dăm copii buni, vom avea slujitori buni. Dăm copii răi, vom avea slujitori răi. Maica Domnului a dat un fiu care a mântuit lumea. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ioachim și Ana a dat o fiică care a adus zorile mântuirii în biserică și sunt proslăviți în vecii vecilor. Amin.